Saizu vă prezintă știrile Focus. Bună seara, doamnelor și domnilor, iată care sunt principalele știri de astăzi. O fetiță româncă de numai 8 ani a murit strivită de o poartă metalică a unei fabrici din Grecia. Niciunul dintre muncitorii fabricii care au trecut pe lângă ea nu a ajutat-o. Iarna își face simțită prezența. În capitală au căzut primii fulgi de nea, iar la munte, în anumite zone, stratul de zăpadă măsoară mai mult de 10 cm. Campania Crede în Bine continuă. Caravana Magic, încărcată cu daruri de la Moș Crăciun, a bucurat primii copii. O fetiță româncă de numai 8 ani a murit după ce a fost prinsă de o poartă metalică a unei fabrici din Grecia. Olga a agonizat mai bine de o oră, timp în care niciunul dintre muncitorii fabricii care au trecut pe lângă ea nu a ajutat-o. Angajații au ignorat-o total. Camerele de supraveghere din fabrică au surprins întreaga tragedie. În înregistrare se poate vedea cum unul dintre muncitori o lovește pe fată cu piciorul pentru a vedea dacă este vie sau moartă, iar un altul se uită la ea, dar nu o ajută. Autoritățile au deschis acum o anchetă pentru a stabili cine este adevăratul vinovat pentru această tragedie care a revoltat întreaga Grecie. Un tânăr de 23 de ani dintr-o localitate vasluiană a ajuns la spital în stare gravă cu o plagă tăiată la nivelul gâtului. Victima ar fi încercat să-și ia viața cu drujba din cauza unei depresii prin care trecea. Bărbatul a fost transportat de urgență cu un elicopter smul la Spitalul Sfântul Spiridon din Iași, unde a fost operat. Vă avertizez, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Incidentul a avut loc în localitatea vasluiană Stâncășeni. Bărbatul plecase la pădure cu o drujbă, să taie lemne, împreună cu mai multe persoane. Acolo însă ar fi folosit utilajul pentru a-și lua viața. A fost găsit repede de cei care le însoțeau, care au sunat imediat la 112. A fost preluat din localitatea Stâncășeni de un elicopter smurt și transferat la unitatea de primire urgențe a Spitalului Sfântul Spiridon din Iași. Se pare că ar fi o autoagresiune, familia declarând că pacientul prezenta o stare depresivă de vreo câteva zile. El a fost găsit conștient de către ambulanță, dar cu secțiune importantă la nivelul traheei. Hemodinamic este stabil, dar are tulburări de respirație și există și probabilitatea să rămână cu sechele eventual de vorbire pe viitor. Medicii de la Spitalul Sfântul Spiridon din Iași au intervenit de urgență și vor monitoriza în continuare starea bărbatului de 23 de ani. Plaga interesa trahea, laringele și mai multe structuri ale regiunii cervicale. Din fericire, fără interesarea pachetului vascular de la acest nivel, fără interesarea vaselor mari de la nivelul gâtului. Sperăm, fiind stabil hemodinamic, fiind tânăr și o intervenție rapidă, evoluția și prognosticul lui să fie unul favorabil. Polițiștii vasluieni încearcă să afle ce s-a întâmplat în pădurea de la Stâncășeni. În cauză se efectuează verificări pentru stabilirea cu exactitatea împrejurărilor producerii evenimentului. De asemenea, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Bărbatul va mai rămâne la Spitalul Sfântul Spiridon din Iași până ce starea lui va fi bună și va putea fi externat. O femeie de 40 de ani a fost ucisă de o betonieră în timp ce traversa strada în localitatea Popești Leordeni. Vă avertizez, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Pe imaginile surprinse de o cameră de supraveghere din zonă se vede cum femeia încearcă să treacă neregulamentar strada într-o zonă în care nu există trecere de pietoni. Mai mult, ea trece foarte aproape de betoniera oprită în intersecție, iar șoferul nu o vede și virează la dreapta. Victima a fost pur și simplu strivită de greutatea camionului, iar medicii chemați la fața locului n-au mai putut face ceva pentru ea. Șoferul betonierei a fost testat de polițiști cu aparatele tilotest, iar rezultatul a fost negativ. Podul de la Brăila trebuie dat în folosință până la finalul anului viitor. Avertismentul a fost făcut de ministrul transporturilor după o vizită pe șantierul podului suspendat peste Dunăre. În ce stadiu este acum lucrarea și cât va costa ea la final, vă spunem însă în câteva minute în jurnal. A fost scandal monstru aseară la târgul de Crăciun din Constanța. Mai mulți localnici au forțat gardurile și s-au încheiat cu forțele de ordine. Au fost potoliți în cele din urmă de jandarmi, iar cei care au instigat au fost amendați. Deși primăria anunțase că accesul la târg se face doar în baza certificatului digital, persoanele în cauză s-au revoltat, invocând că parcul este al tuturor constanțenilor. Rușine! 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 Rușine!
Scandalul a fost declanșat de un grup de bărbați și femei, același grup care organizează la Constanța de fiecare dată protestele antivaccin. Primăria Constanța spune că în încercarea de a intra în târgul de Crăciun fără a avea certificatul verde, scandalagii nu au ținut cont de nimic. Au forțat gardurile, au dărâmat o parte dintre ele și s-au împins cu forțele de ordine. Aici și primăria are o parte din vină, pentru că în prima zi târgul nu a fost îngrădit și oamenii au dat buluc. Peste 5.000 de oameni au participat la târgul de Crăciun, unul dintre cele mai frumoase care există în clipa de față în România. Pe noi ne bucură. Constanțenii s-au anunțat pe rețelele sociale că accesul este neîngrădit, iar când a doua zi au venit în parc, târgul era împrejmuit. Se cerea certificatul verde. A izbucnit scandalul. Aceste garduri sunt ilegale, nu au ce să caute aici. Acest parc este parcul Constanțenilor. Doamne, nu mai dărâmați gardurile. Unde vă credeți aici? Ce gardurile cu ei? Gardurile cu ei? Nu se pune gardul, dă-te mașina. În timp ce mulți constanțeni au așteptat în ordine să intre în parc, prezentând certificatul digital, forțele de ordine au pus gardurile la loc și au restabilit ordinea. Două persoane din grupul de protestatari au fost amendate de jandarmerie cu 8.500 de lei. O familie de români stabilită în Germania și-a pierdut cei 7 copii. Le-au fost luați de protecția copilului pe motiv că ar fi fost abuzați chiar de către părinți. Băiatul cel mare s-a plâns de relația cu părinții și a spus că frații lui mai mici ar fi bătuți acasă. Părinții spun că n-au greșit cu nimic. Drama familiei a scos oameni în stradă în România. Cazul pare tras la Indigo după cel al familiei Botnariu. Camelia și Petre Furdui sunt doi români care s-au cunoscut în Spania, s-au căsătorit, iar ulterior s-au stabilit în Germania. Au împreună 7 copii cu vârste cuprinse între 1 an și 15 ani. Spun că și-au crescut copiii în spiritul principiilor creștine, iar problemele au început să apară în luna aprilie a acestui an, după ce băiatul cel mare s-ar fi plâns că nu are o relație prea bună cu părinții, care i-ar fi lovit pe frații lui mai mici. Protecția copilului din Germania a deschis o anchetă și a luat minorii de acasă. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Mulțumim celor din Târgoviște, din Ploiești! Dumnezeu să vă binecuvinteze! Zeci de persoane au protestat în piața Universității din București în semn de sprijin față de aceștia. Cei mai mulți nici nu-i cunosc. Eu am crescut într-o familie creștină și știu cât de valoroase sunt învățăturile creștine. Îmi doresc ca familia să fie reîntregită, așa cum ar trebui să fie. Copiii să fie lăsați în familie și copiii să aibă parte de această unitate. Familia trebuie să fie împreună. Cunoscuții se plâng de anchetă și spun că durează prea mult. Între timp, copiii cei mari sunt la cămin și cei mici la asistenți maternali, iar părinții îi pot vedea doar după un program strict. De mod abuziv, Jugendamt, instituția de protecție a copiilor din Germania, i-a luat pe cei 7 copii în mod abuziv, fără să fie anunțați mai dinainte, din motive neîntemeiate. Sunt în Germania, sunt triști, suferă de două anotimpuri din luna aprilie. La protest a fost prezentă și familia Bodnariu, care a trecut printr-o situație asemănătoare. Cunoaștem cazul familiei Furdui foarte de aproape. Am fost în legătură cu ei din a doua zi, adică 27 aprilie. Simțim cu ei de toată inima și dorim să primești înapoi copiii, la fel ca și noi, asilnic. Mulțumim lui Dumnezeu că a avut grijă de noi și copiii sunt bine, ne-am integrat într-o comunitate foarte frumoasă. Da. Și copiilor le place. Proteste asemănătoare au avut loc în mai multe țări din Uniunea Europeană, dar și în Statele Unite. Oamenii spun că vor continua să iasă în stradă dacă cei mici nu vor reveni în familie. Suntem în luna preferată a copiilor. Decembrie înseamnă pentru micuții din toată lumea ghetuțe umplute cu dulciuri de Moș Nicolae și cadouri frumos împachetate lăsate sub brad de Moș Crăciun. În România există însă mii de părinți care și-ar dori ca luna decembrie să nu existe, pentru că pare că moșul nu știe drumul spre casa lor. Sunt oameni care însă l-au învățat acest drum și pornesc cu o caravană magică spre ei. Sunt cei de la Magic, împreună cu Prima TV și Cronica Cârcotașilor, au colindat pe la toți copiii pe la care sania moșului n-a trecut în ultimii ani. Crede în bine,
în parte bucurie. O campanie Prima TV. Povestea caravanei Magic a pornit de la un copil care i-a rugat pe voluntari să mai treacă pe la el. Nu să-i aducă ceva, să vină doar să-l vadă și să-l îmbrățișeze. Nu s-au putut duce niciodată cu mâna goală și s-au gândit să facă același gest și pentru ceilalți copii la care moșul nu ajunge. Cu toate că anul acesta a fost un an mai dificil pentru toată lumea, Asociația Magic a fost alături de copiii bolnavi și pe care îi are înregistrați în proiectele Magic. Colegii noștri cărcotași s-au alăturat pregătirilor, nu singuri, ci l-au adus pe Moș Crăciun pentru că au vrut ca micuții Asociației Magic să fie primii la care ajunge bătrânelul. Ca să înțelege, îl organizăm pe Moș Crăciun, pentru care foarte multe sărbători anul ăsta și trebuie să fie foarte bine organizat ca să ajungă la timp la toți copiii și atunci fetele sunt asistente de moșului. Și organizează tot. Da, adică ele au venit cu moșul. Și el chiar e moșul adevărat. Chiar au venit de acasă. Anul ăsta ajungem la 1200 de copii din peste 600 de familii din România și Republica Moldova. Parcurgem peste 20.000 de kilometri, ajungem în aproape 400 de localități și suntem ajutați ca întotdeauna de voluntari și de companii, de oameni dragi care ne sunt alături de, încă de la început. Caravana magică ajunge în decembrie la toți copiii mai puțin norocoși, pentru care lista de dorințe începe cu sănătate, continuă poate cu o carte de colorat și creioane. Și se termină sfios cu o carte de citit. Nu cer mult, pentru că sărăcia i-a învățat că trebuie să împartă și vor ca moșul să aibă în tolbă câte un dar pentru fiecare. Caravana Magic, încărcată cu daruri, a început deja să ajungă în casele copiilor. Prima oprire a moșului a fost în Mogoșoaia, acasă la Riana. Este o fetiță care are aproape 11 ani și la naștere a primit un diagnostic crunt. Cu ajutorul mamei, fraților ei și al Asociației Magic, astăzi privește însă cu speranță spre viitor. Colega mea, Cristina Filip, este chiar acum alături de Riana și familia ei. Cristina, bună seara! Ai fost un fel de ajutor al moșului astăzi. Au ajuns cadourile? Bună seara, Marius! Într-adevăr, da, am fost ajutorul moșului și da, cadourile au ajuns astăzi la Riana. O am aici, pe micuța Riana, care e un copil extraordinar. Cadourile sunt aici, lângă ea, așteaptă, însă până acum nu am lăsat-o să le deschidă, pentru că, în primul rând, Riana, vreau să-mi spui ce i-ai scris moșului că-ți dorești anul acesta. I-am scris moșului că îmi doresc anul acesta niște ghetuțe îmblănite, un training, un pop-it mare, o carte de colorat și creioane colorate și multă, multă sănătate. Uh-huh. Și dorințele pentru anul viitor care ar fi? Pentru că vom vedea până la final dacă cele de anul acesta s-au îndeplinit. Dorințele pentru anul viitor ar fi să am o casă. O casă mare în care să locuiesc cu familia mea, sănătate multă și mi-aș dori să fiu sănătoasă. Ei bine, acum o să te invit să te uiți în sacoșele de la Moș Crăciun, să vedem dacă ai primit fix ce ți-ai dorit și până atunci o să vorbesc cu mama, doamna Mirela. Doamnă, spuneți-mi, vă rog, nu știu, ajunge Moș Crăciun în fiecare an la dumneavoastră? Găsește în fiecare an drumul? Bună seara! Să știți că de multe ori minunile vin neașteptat, chiar sunt o mămică binecuvântată și moșul găsește căsuța noastră mică și simplă și sunt foarte încântată că am oameni dragi, oameni buni care vorbesc cu moșul să mă ajute să îndeplinesc copiilor, să le îndeplinesc dorințele. N-aș vrea să vă întreb ce vă doriți dumneavoastră de Crăciun, pentru că, în general, părinții nu-și mai doresc lucruri pentru ei, își doresc lucruri pentru copii. Dumneavoastră, ce vă doriți pentru Riana și pentru ceilalți copii? În primul rând, sănătate. Asta e cel mai important să fie pentru toți și pentru toți copiii, nu numai pentru copiii mei. Și, într-adevăr, îmi doresc o căsuță mai spațioasă, care ne va ajuta să trăim mai decent. Am aflat acum care sunt dorințele mamei Rianei. Acum ne întoarcem la Riana. Riana, spune-mi, ai găsit aici ce-ți doreai? Da. Foarte. Lipsește ceva? Nu. Nu lipsește nimic? Nu.
Așadar, Marius, în cazul acesta, tot ce pot spune este că dacă nu vom înceta să credem în bine, lucrurile cu siguranță se vor întâmpla mai devreme sau mai târziu. Înapoi la voi. Cristina, îți mulțumim foarte mult. Să credem în bine și să credem în oamenii de lângă noi. Implică-te și tu. Intră pe www.asociațiamagic.ro și alege cum vrei să ajuți. Prin donație, prin redirecționarea 20% din impozitul datorat statului de compania ta, prin voluntariat. Fii chiar tu, ambasadorul faptelor bune. Crede în bine și împarte bucurie mai departe. Crede în bine. Împarte bucurie. O campanie... Prima TV. Peisaje de vis în zona înaltă din munții Bucegi. A nins în ultimele 24 de ore, așa că stratul de zăpadă așternut măsoară mai bine de 10 cm. Salvamontiștii ne recomandă să nu plecăm la munte fără echipament adecvat și mai ales cauciucuri de iarnă. Telecabina Babele Bușteni este încă funcțională acum. Zăpada căzută în ultimele 24 de ore a transformat Bucegii într-un teren de bazm. Turiștii care vor să meargă la munte în acest weekend trebuie însă să fie foarte atenți, pentru că ANM a dat o informare meteo de vreme rea, care vizează intensificări temporare ale vântului și zăpadă spulberată în zona înaltă, Lapoviță și Ninsoare. Salvamontiștii sunt pregătiți să intervină în orice situație, dar avertizează oamenii să nu se pună cu muntele. Să aibă echipament corespunzător sezonului rece, să se informeze foarte bine despre traseul care vor să-l parcurgă, să țină cont de avertizările meteorologice, dar și de sfaturile salvamontiști. Telecabina de la Babele spre Bușteni este încă funcțională, așa că merită să dați o fugă la munte. Atenție însă la condițiile meteo. Atmosfera Crăciunului se simte la fiecare târg din țară. Mii de oameni trec în aceste zile pe la diferite standuri, fie pentru a gusta bunătăți tradiționale, fie pentru a cumpăra din timp cadouri pentru cei dragi. Cel mai spectaculos însă este târgul din Craiova. Se poate compara cu cel din Praga sau Moscova. Craiova a intrat pe lista celor mai râvnite târguri de Crăciun de anul acesta. Este singurul din România selectat pe lista celor mai frumoase din Europa. Concurează cu Praga și Moscova. Decorațiuni de bazm, căsuțe pictate manual și pânza de luminițe țesute deasupra centrului istoric sunt cele care aduc seară de seară mii de vizitatori. Nu este singurul târg de Crăciun spectaculos și Oradea a îmbrăcat ieri seară straie de sărbătoare. 5, 4, 3... Apăsați! Bravo! În jurul acestui brad înalt de 15 metri au fost amenajate 40 de căsuțe din lemn. Vizitatorii pot găsi diverse preparate tradiționale, jucării, dulciuri, dar și obiecte meșteșugărești. Venim de pe Valea Gurghiului, din județul Mureș, cu produse de artizanat, lucrate manual, de pânză topită, pânză de casă. Produsele sunt bijuterii, care știm foarte bine că sunt foarte plăcute pentru doamne. Sunt seturi de argint, din ce puteți să vedeți. Ceea ce este foarte important este că sunt accesibile pentru toate buzunarele. N-am apucat să vedem tot, sincer, dar ne uităm să vedem. Să veniți în mai multe zile. Da, probabil. Așa am luat astăzi căciulile. Am fel luăm în fiecare an mănuși și căciuli și baloane. Am băut un vin fiert, că după asta am venit mai tare, pentru vin fiert. Și am luat niște dulciuri pentru băieți. Atmosfera sărbătorilor a început să se simtă și în Târgu Mureș. Dulciuri, globuri strălucitoare, suveniruri și bunătăți de pus pe masă, toate se găsesc în căsuțele de la târg. Pentru târgul din anul acesta am adus obiecte decorative de Crăciun, cât și obiecte decorative pentru tot sezonul. În special, oamenii caută globuri și decorații pentru brad. Acestea merg mai bine la anul acesta. Am văzut mai multe cadouri foarte drăguțe. O să tind către o coroniță din florile uscate, turtă dulce și ceva miere. Pentru că de Moș Nicolae merg dulciurile. Îmi place foarte mult bradul de anul acesta. Sunt lucruri mai deosebite ca în alți ani. Vizitatorii pot să aleagă târgurile în acest an pentru cadourile de Crăciun.
Românii ar putea circula pe podul suspendat peste Dunăre de la Brăila la finalul anului viitor. Ministrul Transporturilor nici nu concepe altă dată de predarea lucrării. Cu un cost ce se va ridica la aproape 500 de milioane de euro, podul lung de 2 km se va număra printre primele 5 din Europa. Sorin Grindeanu, noul ministru al transporturilor, a vizitat șantierul podului suspendat peste Dunăre și a avertizat pe constructori să respecte contractele de predare. Constructorul sau cel care a câștigat execuția e angajat să termine până la finalul anului viitor. Estimările constructorilor sunt optimiste. Podul constă în circa 23 de kilometri de drumuri, care cuprind inclusiv cei 2 km podului suspendat. Avem 23 de structuri care înseamnă poduri. Dacă, așa cum v-am spus și mai devreme, dacă vom face toți eforturi, vom reuși să deschidem în decembrie 22, da? În decembrie 22 să deschidem traficul pe podul suspendat. Constructorii spun totuși că nu totul ține de ei. Putem spune că termenul e cumva mai apropiat decât cel estimat în contract. Dar totul va depinde și de cum va fi vremea în perioada următoare. Una dintre cele mai importante părți ale podului, sistemul de rezistență, este gata și așteaptă doar să fie instalat. Toate elementele de tablier sunt finalizate 100% și depozitate în șantierul naval din Brăila. E vorba de 86 de segmente, fiecare segment are undeva la 25 de metri lungime, o cantitate estimată la 250 de tone per bucată. Acesta va fi efectiv podul pe derulare. Exact, peste care se va turna acel beton special și asfaltul. Deocamdată nu s-a luat în discuție o eventuală valoare a taxei ce va fi plătită la trecerea peste podul suspendat. Aș vrea prima oară să vedem să se termine și pe aceea vorbim de taxe de pod. În acest moment pot să vă spun că e în Parlament, chiar vine săptămâna viitoare, pe ordinea de zi, eliminarea taxei de pod la Cernavod, Fetești. Dacă am elimina această taxă de pod, ne-am duce cu aproximativ 30 de milioane de euro mai puțin. Eliminarea taxei la podul de la Cernavod ar face o gaură la bugetul de stat de 30 de milioane de euro. Grindeanu spune că ar trebui găsită o altă sursă de venit care să aducă bani la buget. Cancelarul Germaniei Angela Merkel și activista suedeză Greta Thunberg au câștigat a 6-a ediție a premiilor Femeile Europei. Premiile sunt organizate în 4 categorii. Detalii însă în câteva minute în jurnal. O icoană care a aparținut părintelui Arsenie Boca va fi scoasă la licitație săptămâna viitoare. Pictura ce o înfățișează pe Maica Domnului are un preț de pornire de 350 de euro, însă cu siguranță nu se va adjudeca la această sumă. Specialiștii estimează că prețul de vânzare ar putea fi mult mai mare, până la 10.000 de euro. Icoana a fost pictată în a doua jumătate a secolului XIX, într-un atelier din Șchei, Brașovului. 100 de ani mai târziu, în 1945, a fost dăruită de către părintele Arsenie Boca, părintelui Ieronim Grovu. Opera este acum scoasă la licitație pentru pasionații de artă sacră. Vorbim de o premieră pentru că niciodată nu a fost pusă în vânzare o piesă de artă sacră semnată de Arsenie Boca. Prețul de pornire este de 350 de euro, însă cine vrea să plece cu lucrarea de artă acasă va plăti probabil mult mai mult. Că specialiștii casei de licitație estimează că prețul de adjudecare va ajunge aproximativ la 10.000 de euro. Pe spate, icoana are semnătura părintelui, dar și un mesaj pe care i-l-a scris starețului căruia i-a dăruit-o. Dar de la călugurii de la mănăstirea Brâncoveanu, mult a ostenit și mult mai are, semnat Arsenie. Nu e singura icoană pentru care colecționarii se vor putea lupta. Printre alte 188 de opere rare, e scoasă la licitație și o icoană de sticlă cu Sfântul Nicolae, pictată în 1799 la Nicula. Prețul de pornire este de 600 de euro. Observăm lucruri rar întâlnite în alte icoane. Este vorba de o reprezentare arhierească, este vorba de scoaterea în evidență a importanței Sfântului Nicolae, care a fost și arhiereu. Cine vrea să admire icoanele, le poate vedea până marți la Palatul Cesianu Racoviță din București. Licitația începe miercuri, pe 8 decembrie.
Un copac celebru din Timișoara a devenit locul preferat al bufnițelor. În castanul din Curtea Artelor se adună în fiecare dimineață zeci de naripate. Nu puțin sunt cei care merg zilnic la copacul respectiv doar ca să admire păsările. Curtea Artelor este situată în zona istorică a Timișoarei. Castanul, ce are o vârstă respectabilă, are o înălțime de aproape 15 metri, iar bufnițele se ascund printre frunzele agățate încă de crengi în acest început de iarnă. Preferă zona de sus a copacului, dar cei care lucrează în clădirea din jurul castanului spun că nu de puține ori, când numărul lor trece de 20-30, coboară și pe crengile de la nivelul etajului 1. E o adevărată bucurie să vii în fiecare dimineață și să ai așa colegi de serviciu cu ghilimelele de rigoare. Am încercat ca de ceva vreme, de vreo 2 ani de când avem bufnițele acestea în castan, să luăm din toate superstițiile pe care le știam, cele bune, acelea care spun că acolo unde se aciuiesc bufnițe sau mai exact ciufi de pădure, cum sunt cele de la noi din curte, e energie bună. Așa că e fain să vii la lucru cu bufnițele în curte. Mie îmi place, colegi, e faine, ne distrăm în vacanță. Plus că aduc multă reclamă prin oraș. O grămadă de oameni când ies de la lucru mă întreabă: putem să vedem bufnițele? Mai au venit bufnițele? Din astea, așa că e fain pentru toată lumea. Aduc bunătate și liniște unde se adună. Ornitologii cred că bufnițele sau ciufii de pădure și-au găsit adăpost în celebrul castan pentru că locul în care stăteau de obicei peste iarnă, cel mai probabil un pod al unei clădiri istorice din zonă, a intrat în renovare. Specialiștii mai spun că în fiecare seară păsările își iau zborul în căutare de hrană, iar dimineața se întorc să se odihnească în acel copac pentru că zona este una liniștită. Tot acest ciclu se va desfășura până la primăvară. Cât privește superstițiile legate de prezența bufnițelor, etnologii spun că trebuie să avem în vedere că simbolul universal al bufniței este înțelepciunea. Dacă ne întoarcem la tradiția populară, se zice că bufnița prevestește moartea. Pe undeva este o zână a morții, o zână a vieții și o zână a morții. Și înțelepciunea de aici vine, că cel care cunoaște viața și cunoaște și moartea este unul singur, înțelepciunea divină. În Timișoara mai sunt două locuri celebre unde se adună frumoasele naripate: parcul din incinta Universității de Agronomie, dar și doi copaci amplasați în fața castelului Huniade, în centrul orașului. Acolo însă pot fi văzute doar atunci când cade omătul. A trecut prin infern, imobilizat într-un scaun cu rotile, Mihai Neșu a privit însă totul ca pe o binecuvântare. De câțiva ani, fostul fotbalist îngrijește la Oradea sute de tineri cu probleme motorii și neurologice. Zilele acestea l-am întâlnit pe șantier, supraveghează construcția unui nou centru de tratament și recuperare, dar și o biserică. Mihai Neșu a trecut în urmă cu un deceniu printr-o adevărată dramă. Pe 10 mai 2011, în timpul unui antrenament al echipei olandeze Utrecht, pentru care juca pe atunci, Mihai a suferit o fractură de vertebră cervicală după ce un coechipier a căzut peste el. După o serie de tratamente în străinătate, fostul fotbalist a retras la Oradea, unde în 2015 a înființat un centru de recuperare pentru copiii cu dizabilități, la parterul unui bloc din oraș. Noi avem în momentul de față 133 de copii care vin frecvent la terapii, dar aș menționa și faptul că mai ajutăm încă 80 de adulți cu transport adaptat pentru persoane cu dizabilități. Noi avem la terapii copii din 24 de județe din țară, copii care vin constant la o terapie intensivă, se numește Terasut. Terapia aceasta durează 3 săptămâni. Cum numărul solicitărilor de ajutor a devenit tot mai mare, Mihai Neșu a început în vară lucrările la un nou centru, în satul Bihorean Cihei, aflat la doar câțiva kilometri de Oradea. Primele lucrări au fost cele la viitoarea biserică, care va fi edificată în interiorul complexului. Dumnezeu, fiind atot puternic și atot deștiitor, El poate să ne ghideze în fiecare moment pe calea care e de folos pentru noi și, bineînțeles, biserica nu putea să nu facă parte din acest complex, fiindcă vindecarea, în primul rând, începe de la suflet și după aia vine și vindecarea trupească. În apropierea lăcașului de cult, muncitorii muncesc de zor. Centrul de recuperare se va întinde pe suprafață de 1000 de metri pătrați. Va avea 14 săli de terapie împărțite în săl de terasul, săl de kinetoterapie, săl de psihopedagogie,
terapie ocupațională. Am avea și bazinul aici unde suntem noi, bazinul de hidroterapie. Cea de-a treia clădire care va fi construită va găzdui copiii, tinerii și aparținătorii acestora veniți din alte colțuri ale țării. În total vor fi ridicate 11 dormitoare. Cei care vor ajunge în centrul de la Cihei vor beneficia de tratamente la prețuri modice, care vor acoperi doar aproximativ 30% din costurile totale. În momentul actual, o oră de kinetoterapie, de psihopedagogie specială este 20 de lei. Costul real al acesteia este undeva la 60-65 de lei. Deci costurile părinților sunt reduse, iar restul banilor vin din donații. Până acum, Fundația Mihai Neșu a donat din donații aproximativ 1.800.000 de euro, dar pentru finalizarea proiectului, care ar trebui să fie gata în luna decembrie anului viitor, mai e nevoie de încă pe atât. Cei care vor să sprijine activitatea fostului fotbalist o pot face trimițând un mesaj cu textul CRED la numărul 8844, direcționând lunar suma de 2 euro. Cancelarul Germaniei Angela Merkel și activista suedeză Greta Thunberg, două dintre cele mai cunoscute personalități ale Europei, au câștigat a șasea ediție a premiilor Femeile Europei. Evenimentul este unul care dorește să promoveze importanța femeilor în activitățile de soluționare a problemelor bătrânului continent. Premiile anuale Femeile Europei onorează femeile care promovează și apără idei și valori europene precum democrația, incluziunea și diversitatea, prin activitatea lor profesională și nu numai. Premiul pentru categoria Femeia Activistă pentru Tineri a fost acordat Gretei Thunberg, a cărei imagine e asociată de mai bine de 3 ani cu tot ceea ce înseamnă activism. Thunberg a devenit cunoscută la nivel global datorită încercărilor sale de a lupta împotriva încălzirii globale și a schimbărilor climatice. I have been fortunate enough to be able to travel around the world. And my experience is that the lack of awareness is the same everywhere, not the least amongst those elected to lead us. There is no sense of urgency whatsoever. Our leaders are not behaving as if we were in an emergency. Premiul de la categoria Femei la putere a fost câștigat de cancelarul Germaniei, Angela Merkel. De-a lungul celor 16 ani în care a fost considerată cea mai puternică femeie din Europa, Merkel, la origine fizician, a promovat democrația și integrarea europeană. Merkel a jucat și un rol esențial în gestionarea crizelor europene, în anii în care a fost la cârma Germaniei. Prezidenten, lieber Emmanuel Macron und sehr geehrter lieber Sergio Mattarella, sehr geehrte Frau Präsidentin der Kommission, elect, wie man so schön sagt, liebe Ursula von der Leyen, lieber Ministerpräsident des Bundeslandes Hessen, Exzellenzen, liebe Christine Lagarde und natürlich... La categoria Femei în afaceri, premiul a fost acordat doctorului Özlem Türeç, fizician, imunolog și cofondatoarea companiei BioNTech. La categoria Femeia în acțiune, câștigătoarea a fost Jenny Rașe, o tânără din Germania care este stabilită de mai mulți ani în județul Sibiu. Jenny este președintele unei organizații prin intermediul căreia sprijină familiile nevoiașe, în special copiii care provin din medii defavorizate. Oficial s-a dat startul sărbătorilor la New York. Luminițele din celebrul brad din stat în centrul Rockefeller au fost aprinse în prezența a sute de persoane. Momentan vă spun doar că în vârf are o stea decorată cu 3 milioane de cristale Swarovski. Imagini spectaculoase cu bradul înalt de 24 de metri imediat după publicitate. Revenim în 3 minute. S-au aprins luminițele în cel mai cunoscut brad de Crăciun din lume. Evenimentul a fost cu public pentru prima dată de la începutul pandemiei. Pomul de Crăciun a fost instalat în centrul Rockefeller din New York, iar decorațiunile cu care a fost împodobit sunt sinonime cu luxul și opulența. Cele 50.000 de beculețe și steaua din vârful pomului decorată cu numai puțin de 3 milioane de cristale Swarovski au uimit cu splendoarea lor. Bradul din acest an, expus în centrul Rockefeller din New York, este de fapt un molid norvegian de peste 85 de ani și înalt de 24 de metri. Bradul a aparținut unei familii din Maryland, care a considerat această oportunitate ca fiind unică în viață. We're very excited to
have a go to New York City. I said to them, guys, this is a once-in-a-lifetime opportunity and we have to say yes to this. Tradiția bradului de Crăciun din centrul New Yorkului datează încă din 1931, când muncitorii de la centrul Rockefeller au pus bani împreună pentru a cumpăra un pom de Crăciun în semn de recunoștință pentru faptul că aveau locuri de muncă în timpul marii crize. Muncitorii au decorat bradul de 600 de centimetri cu ghirlande și ornamente din conserve. 2 ani mai târziu, centrul Rockefeller avea prima ceremonie oficială de Crăciun. Pomul din 1936 era de 1,5 metri și era decorat cu 700 de luminițe. De atunci, în fiecare an, 10.000 de oameni din toate colțurile lumii vin la New York special pentru acest eveniment unic. Călătoria bradului expus anul acesta în New York nu se va termina odată cu sărbătorile de iarnă. După încheierea perioadei sărbătorilor de Crăciun, lemnul bradului va fi folosit pentru a construi case pentru cei nevoiași. De la sport trecem la meteo, bineînțeles. Colega mea, Georgianinu, este alături de mine în studio și ne oferă mai multe amănunte. Bună seara, Georgia, cum va fi vremea? Bună seara, Marius, bună seara tuturor. Pentru cine a fost matinal în această dimineață în capital, a putut să vadă și primii fulgi de zăpadă, nu a apucat să se depună, s-a topit. O să vă spun imediat dacă și în următoarele zile avem șanse să mai vedem fulgi de zăpadă în București și nu numai. Așadar, mâine vremea va fi normală pentru această perioadă, cu temperaturi maxime cuprinse, iată, între 1 grad și 11 grade. În primele ore ale dimineții, din nou, sunt anunțate ninsori în Maramureș, iar în vest și sud-vest va ploua. La munte vor fi precipitații mixte, iar la peste 1500 de metri va ninge. Și tot acolo, vântul o să sufle cu putere, viscolind ninsoarea și spulberând zăpada. În zonele joase, dimineața ar putea să apară ceață. Mergem acum mai departe cu capitala. Valorile termice vor fi în creștere față de ziua de astăzi. Cu toate acestea, o să fie mohorât, iar temperatura maximă va ajunge până la 6, cel mult 7 grade. De dimineață, posibil să fie ceață. Luni rămânem cu vreme închisă, o să apară din nou ceață în primele ore ale dimineții și maxima va urca, iată, până la 10 grade. Marți, vremea va fi ploioasă, cerul noros, temperatura nu se schimbă cu mult față de ziua anterioară, sunt anunțate 9 grade. Mă opresc aici cu datele despre vreme, nu uitați, după Focus Sport, vă aștept cu informațiile pe larg. Marius. George, îți mulțumim foarte mult. Doamnelor și domnilor, Focus se încheie. Știrile noastre însă le puteți vedea și pe site-ul focusprimatv.ro. În continuare, vă invităm să urmăriți sitcomul Oportuniștii cu Maria Buză, invitată de onoare. Și, dacă este sâmbătă, seara este fotbal de la 21:30, meci de Liga 1. Farul Constanța Rapid București, într-un comentariu inedit. Florin Răduceu intră în rolul de comentator sportiv. Îi este alături Bogdan Cosmescul. Să aveți o seară și o noapte așa cum vă doriți. Ne revedem mâine la ora 18, aici, la Prima TV. Acest program poate fi...